Bună ziua! Noi suntem Play, centru de joacă educativă, locul unde ne dezvoltăm prin joc. Numele meu este Ioana și astăzi îmi doresc să aduc în fața dumneavoastră bucuria sărbătorilor de iarnă prin activități creative special create pentru copii. Iată ce am pregătit pentru dumneavoastră. Este vorba de o cutie în care se află materiale pentru 6 activități creative de Crăciun. Dacă încă vă gândiți cum să împachetați cadourile mici de Crăciun într-un mod mai special, noi venim cu soluția. Astăzi vom învăța să facem Christmas Crackers. Iată de ce avem nevoie: 3 tuburi de carton, pentru că nouă ne place să reciclăm, o fâșie de carton, o folie de împachetat cadouri, 2 bucăți de sfoară tăiate egal, un lipici lichid și cadoul de sigur. Noi astăzi am ales o bomboană de ciocolată. Mai întâi vom folosi hârtia de împachetat, pe care vom lipi fâșia de carton. Urmează să punem cele 3 tuburi de carton unul lângă celălalt, dar vom lipi doar cel din mijloc. Este important să lăsați spațiu între ele. Apoi vom împacheta cele 3 tuburi de carton. Cu puțin lipici vom lipi cealaltă parte. Vom răsuci puțin hârtia, pentru că mai apoi va trebui să o legăm cu sfoară. Luăm cele 2 bucăți de sfoară și urmează să legăm la primul capăt. Acum vom pune bănuțul de ciocolată. Legăm și celălalt capăt. Scoatem cele 2 tuburi de hârtie. De acestea nu vom mai avea nevoie. Și așa arată Christmas Crackers-ul nostru. Dacă o să tragem de capete, ar trebui să auzim o pocnitură și să iasă cadoul. Acesta a fost Christmas Crackers-ul nostru și vă aștept la celelalte activități pe care le-am pregătit în cutie.